Cel mai așteptat meci al Ligii a 4-a Seria Sud a început deja. Deocamdată, la nivel declarativ, oficialii celor de la Arsenal Malu ar fi dorit ca partida de sâmbătă cu liderul CSM Dunărea să aibă loc duminică. Principalul motiv a fost acela ca partida să poată fi urmărită de cât mai mulți spectatori, inclusiv de reprezentanții AJF sau a echipelor angrenate în această competiție. Managerul Tunarilor din Malu, Dan Rotaru, susține că i-ar fi propus această reprogramare președintelui CSM Dunărea, Donis Puiu, însă ar fi fost refuzat, ba chiar ironizat pentru acest demers. Eu personal l-am sunat și l-am întrebat dacă sunt de acord să discutăm partida duminică asta pentru a da ocazia oamenilor de fotbal din județ să vină să vadă partida, pentru că știu că această partidă a creat un interes aparte, așa cum și anul trecut a fost multă lume în tribune la semifinale și la finala play-off-ului, dar a fost refuzat categoric de către președinte de la bun început, ba chiar și luat peste picior de câteva ori pentru propunerea mea. Dar Rotaru susține că Ipasa nu are nicio absență pentru acest meci și că jucătorii vor demonstra pe teren că sunt mai buni decât adversarii lor. Noi, bineînțeles, sâmbătă vom răspunde în teren. Vom fi absolut toți de joc sâmbătă, ca să vadă că n-am avut absolut niciun problemă. Pur și simplu am dorit să oferim acest spectacol fotbalistic tuturor oamenilor de fotbal din județ, pentru că până la urmă pentru spectatori jucăm chiar și la nivelul ăsta. Reporterii Valahia TV vor lua legătura și cu reprezentanții liderului Seriei Sud pentru un punct de vedere pe marginea acestui subiect. Meciul dintre CSM Dunărea și Arsenal Malu, primele două clasate din Seria Sud a Ligii a 4-a Giurgiu, va avea loc sâmbătă cu începere de la ora 15. În tur, cele două formații au încheiat la egalitate, scor 0-0.